Purtătorul de cuvânt al ArcelorMittal Galați, Dorian Dumitrescu, a confirmat acțiunea, însă fără a da detalii despre numărul protestatarilor. ArcelorMittal Galați confirmă faptul că un grup de salariați s-a strâns în această dimineață în fața clădirii administrative și a cerut explicații referitoare la negocierile privind contractul colectiv de muncă. Producția nu a avut de suferit, iar protestul s-a încheiat după câteva ore. Managementul înțelege dificultățile angajaților în privința creșterii costurilor vieții și a măsurii în vederea continuării operațiunilor, păstrarea slujbelor și creșterea veniturilor salariaților. Siderurgiștii spun că salariile lor nu au mai fost mărite semnificativ în ultimii 5 ani. În cadrul negocierilor CCM, sindicatele solicită administrației indexarea salariilor din combinat cu 5 până la 7% și un salariu minim din unitate cu 50 de lei peste salariul minim pe economie. Pe de altă parte, ultima ofertă salarială a administrației combinatului a fost acordarea a 3 bonusuri. 2% din salariul anual în ianuarie necondiționat, 2% în iulie tot necondiționat și 1,5% în decembrie, dar condiționat de trecerea combinatului pe profit. Oferta finală de până la 3 bonusuri cu cel puțin 4% creștere de venit garantată reprezintă un efort financiar important pentru combinat, care tocmai a încheiat al 4-lea an consecutiv cu pierderi financiare din cauza condițiilor dure din piață și a creșterii costurilor energiei. Considerăm că discuțiile trebuie portate doar într-un cadru legal și că presiunile sau violența nu pot ajuta în niciun fel în această situație dificilă. Dimpotrivă, credem că în acest moment turbulențele sociale pot afecta sustenabilitatea operațiunilor, slujbele, precum și viitorul combinatului. Liderul Solidaritatea, Gheorghe Tiber, este de părere că protestul nu a fost spontan, așa cum a apărut la prima vedere, ci a fost aranjat cu câteva zile înainte. Tiber este nemulțumit de faptul că reprezentanții sindicatului pe care îl conduce nu au fost primiți la masa tratativelor. S-a izbucnit această mișcare dimineață, zice-se spontană, care este organizată de 3-4 zile și se știa de ea și toată lumea și presa a spus că este organizată, deci nu mai era spontană. Astăzi am avut confirmarea că cei care au fost inițiatorii acestei acțiuni, de fapt, n-a fost decât un petar, o grenadă din asta a aruncat ochii oamenilor ca să le usturi ochii și să nu mai vadă adevărul. Siderurgistul, împreună cu FSS Metarom, a organizat această mascaradă de azi, care, de fapt, a constat în 150 de oameni care au venit de la schimbul de noapte, și de la hotelărie și de acasă câțiva, și care au spart un geam acolo, au mers sau bașălui puțin prin combinat, și când a venit conducerea patronului, n-au vrut să intre decât ei câțiva la discuții cu conducerea aceasta a Direcției Resurse Umane, iar cei de la Solidaritate au fost scoși afară ca să nu vadă, de fapt, ce se întâmplă scoși afară din comisia aia, că erau și de la Solidaritatea membrii care s-au dus și s-au strecurat acolo. Am trimis și eu un lider, un vicepreședinte, care a fost prezent la toată acțiunea și când se intre și el în comisie ca să facă discuția cu conducerea comunitatea, care a fost scos afară ca să nu vadă ce regii au făcut ei până acum. Până la urmă, oamenii au fost trimiși acasă și s-a stins fiind o furtună într-un pahar cu apă această acțiune de astăzi. În combinat lucrează aproximativ 7.800 de oameni, după ce la privatizarea Sidexului din 2001 lucrau peste 27.000 de oameni.